Viața este în mișcare, conștiința în mișcare. Mișcarea care afectează întreaga materie se numește vibrație. La început totul a fost conștiință. Conștiința a emanat prima proiecție a energiei primare, puterea infinită care a generat întreaga lume cosmică. Din această putere infinită s-au născut infinite alte vibrații care s-au transformat în diverse tipuri și forme de materie. Materia nu este altceva decât o expresie a conștiinței, a energiei. Existența unor forme variate de materie este rezultatul direct al procesului de combinare și permutare a unei varietăți infinite de vibrații. Există felurite tipuri de vibrații în acest univers, precum lumina, căldura, electricitatea, sunetul, toate sunt vibrații de aceeași natură în eter, deși diferă ca frecvență și calitate. Gândurile, dorințele, acțiunile sunt de asemenea formate din vibrații care diferă și ele datorită caracterului, frecvenței și intensităților. Fiecare lucru din univers, viu sau neviu, creat fiind de un anumit tip de vibrație, emite la rândul lui același tip de vibrație în cosmos. Gândurile cauzate de anumite tipuri de vibrații emit același tip de vibrații în cosmos, vibrații care sunt înregistrate de marele calculator al universului, aparatul cosmic ce înregistrează și emite în mod constant toate tipurile de vibrații care afectează întregul univers. Sufletul uman este o parte integrantă a sufletului prim sau a conștiinței supreme, a marelui ocean, marelui câmp energetic universal, exact în același mod în care o rază de lumină aparține sursei sale, soarele. Cele două diferă doar în grad, dar în esență sunt unul și același. Dintre toate celelalte forme vii din univers, forma umană este cea mai evoluată, întrucât are acea abilitate rafinată de discriminare numită intelect. Datorită acestei calități, se spune că omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Forma umană este așadar crema creației cosmice. Mintea omului, care nu este altceva decât un fenomen subtil de gândire, este înzestrată cu puterea inteligenței. Ea operează prin gânduri, iar dacă gândurile nu există, mintea își pierde identitatea. Mintea are compartimente speciale care se ocupă de atribuțiuni precum dorința, ambiția, aspirația, imaginația, voința, memoria, credința și așa mai departe. Acționând în colaborare cu organele de simț, mintea pune la treabă cei 5 centri nervoși ai conștiinței, iar ei, la rândul lor, își trimit executanții în teren. Executanții sunt pofta, mânia, lăcomia, atașamentul și egoul. Toți aceștia afectează intelectul, îi distorsionează puterea de judecată și de discriminare și îl determină pe om să acționeze ca un sclav al minții, nu ca un stăpân al ei. Prin urmare, este imperios necesar ca omul să îmblânzească mintea dacă vrea să valorifice puterea gândurilor. Mintea poate fi comparată de asemenea cu oceanul. Așa cum vântul provoacă ondulații la suprafața apei, tot așa și gândirea provoacă unde specifice la suprafața minții. Anumite valuri mai puternice de gândire se scufundă adânc în mintea subconștientă, precum curenții subacvatici de pe fundul mării. Mintea nu este niciodată calmă și liberă. Valurile de dorințe, egoul, ambiția, pofta, anxietatea, posesiunii, atașamentul și altele asemenea îi perturbă întotdeauna echilibrul. Deși interiorul este superior minții datorită puterii sale de judecată și discriminare, omul este ușor susceptibil de fascinația mulțumirii senzuale. Astfel, intelectul joacă precum o marionetă în mâinile minții. Mintea este legătura dintre lumea simțurilor și tărâmul sufletului. Gândirea este o forță subtilă, vitală, vie, capabilă să dobândească putere infinită.
Vibrațiile care curg prin minte sunt numite gânduri. Există infinite tipuri de vibrații în cosmos. Vibrații de ură, de invidie, de gelozie, de furie, de senzualitate și așa mai departe. În funcție de principiul ce se aseamănă, se adună, atragem din univers în viața noastră reală anumite tipuri de vibrații. În același fel, noi, la rândul nostru, generăm și transmitem aceste vibrații în cosmos. Tot ceea ce există în univers, în forma materială, cea văzută, și-a avut originea mai întâi în gândire, cea nevăzută. Cuvintele pe care le rostim reprezintă o simplă expresie a gândirii. Poezia, un roman grozav, o piesă de artă sau o minune a științei și ingineriei sunt toate rezultatele gândirii. Gândul este forța primordială a genezei din spatele întregii creații. Universul în care trăim este rezultatul cumulativ al gândurilor și sentimentelor noastre colective și este în realitate proiecția minții noastre, depozitarul sau computerul impresiilor noastre dobândite care se exprimă prin impulsuri și gânduri. Fiecare gând are o imagine mentală, nuanță, formă sau dimensiune. Gândul este vehiculul vieții prezente și sămânța tendinței viitoare și ne afectează viața atât la nivel individual cât și la nivel colectiv, transformând continuu lumea fizică și mentală într-un mod imperceptibil. Gândurile călătoresc în toate direcțiile cu o viteză fulgerătoare, purtând în sine note subtile care sunt înregistrate în arhivele sufletului, așa zisele înregistrări akașice. Gândurile, atunci când sunt concentrate și direcționate, devin forțe dinamice și produc impresii profunde. Imaginați-vă intensitatea razelor solare atunci când acestea sunt concentrate printr-o lupă asupra unei bucăți de hârtie. Fiecare trăiește în propria sa lume a gândurilor, absorbind sau respingând continuu vibrațiile altor gânduri care străbat eterul în funcție de lungimea de undă și frecvența fiecăruia. Gândurile pure sunt forțe divine care pătrund în existența umană chiar de la naștere. Ele radiază bucurie, speranță, alinare și pace întregii omeniri. Gândurile persistente de dorință egoistă și lăcomie hrănesc și dezvoltă furia, ura, gelozia și răzbunarea, stări care dau naștere unor tendințe răuvoitoare ce ne împing către acțiuni odioase. Pe de altă parte, gândurile nobile de iubire, compasiune și bunătate produc oameni nobili și sfinți. Puterea gândurilor este latentă în noi și poate fi dezvoltată atât pentru a ne construi, cât și pentru a ne distruge viața. Gândul nostru specific din lumea noastră interioară ne conectează cu un gând similar din lumea exterioară. Prin urmare, este important pentru noi să conștientizăm cum trăim în lumea gândirii noastre. Gândurile se reflectă instantaneu asupra feței și trăsăturilor noastre. Ele ne dăltuiesc și modelează chipul, care este un indice al caracterului nostru interior. Expresiile faciale expun adevărata stare și substanța minții noastre, oricât de mult am încercat să o ascundem. Fața și ochii noștri sunt aparate de înregistrare sensibile, reflectoare, fidele, oglinzi clare și expresii adevărate ale stărilor noastre interioare. Fiecare gând produce o vibrație puternică în fiecare celulă a corpului nostru și lasă o impresie profundă asupra minții noastre subconștiente. Impresiile din profunzimea minții subconștiente apar sub formă de vibrații ale gândului sau imagini mentale și ne direcționează acțiunile în consecință. Prin urmare, suntem creatorii propriilor noastre obiceiuri, circumstanțe, caracter și soartă. Aceste vibrații gând sunt transmutate în fiecare fibră și nerv al corpului nostru fizic și provoacă schimbări electrice, chimice și biologice, afectând starea noastră fizică și mentală.
Vibrația gândurilor este potențată de repetarea lor frecventă. Fiecare gând bun și sublim evocă un spirit nobil și inițiază o acțiune bună, contribuind la fericirea noastră. Acest lucru are de asemenea un efect revigorant asupra stărilor noastre fizice și psihice, chiar și în momentele de depresie și epuizare. Gândurile deprimante au un efect negativ asupra fiecărei celule a corpului nostru, provocând epuizare fizică și psihică. Bolile își au originea în psihic, adică în gândirea negativă obișnuită, așa că nu ne rămâne de constatat decât că simplul mod de a gândi poate crea fie raiul, fie iadul în viața noastră. Putem concluziona deci că gândurile, având o forță extraordinară, pot să execute dorințe și pasiuni, să ne transforme chipul, să ne dezvolte caracterul, să rezolve circumstanțele cu care ne confruntăm, să ne influențeze și să ne modeleze comportamentul, să ne schimbe destinul și să contribuie la reconfigurarea întregului univers. Forța gândirii funcționează sistematic, subtil, imperceptibil, consecvent și dinamic. Avem libertatea de a alege între virtute și viciu, prieteni și dușmani, bine și rău, fericire și tristețe, sănătate și boală, toate aceste condiții fiind rezultatele propriilor noastre gânduri și fapte și sunt la discreția noastră. Avem libertatea de a ne alege gândurile, sentimentele și acțiunile. Depinde doar de noi dacă decidem să trăim o viață mai bună și mai sublimă. Gândurile noastre ne fac ceea ce suntem aici și acum pe tot parcursul vieții noastre. Fericirea sau mizeria reprezintă, prin urmare, rezultatul propriilor noastre gânduri și acțiuni. Vestea bună este că sărăcia, mizeria sau nenorocirea sunt de fapt o binecuvântare deghizată, deoarece prin gânduri mai înalte și constructive, oricine poate dezvolta smerenie, credință și aspirație. În schimb, bogăția și luxul pot genera inerție, pasiune, aroganță, lipsă de credință și rezultate viciate. Starea în care se găsește viața noastră acum a fost modelată de propriile noastre gânduri, iar dacă dorim să o schimbăm în bine, trebuie să decidem cu înțelepciune să alegem cursul mai înalt și mai sublim al gândurilor. Gândurile noastre sunt risipite în mai multe direcții, de aceea pentru a le dezvolta puterea trebuie să le concentrăm într-un singur punct. Cu puritate, concentrare și meditație, gândurile pot dezvolta o putere mentală extraordinară și o voință pe măsură. Doar mintea calmă, senină, veselă și curată, cu credință și devotament, se poate concentra și poate cu adevărat medita. Gândurile superioare, adânc ancorate în lumea spirituală, susținute de meditație persistentă, ne pot atinge sufletul. Spiritul transcende toate limitările și pătrunde universul cu o viteză fulgerătoare. Pentru dezvoltarea puterii gândurilor pure și sublime, este esențial să evităm toate gândurile neplăcute și impulsurile de îngrijorare, frică, furie, invidie, senzualitate și altele asemenea care ne tulbură mintea. Aceste gânduri neplăcute sunt cauza principală a tuturor grijilor și tensiunilor noastre mentale. Gândurile negative, impure, nu trebuie întreținute pentru că ele câștigă putere prin repetare, așa cum spuneam mai devreme. Asemenea, gânduri negative ar trebui să fie smulse din rădăcină imediat cum încolțesc în minte. Chiar și gândurile neimportante, inutile și irelevante ar trebui evitate, deoarece ne fură liniștea sufletească și contribuie la creșterea tensiunii în lumea noastră mentală. Nu ar trebui să li se permită să prindă rădăcini. Ele ar trebui să fie înlocuite cu gânduri și amintiri iubitoare și inspiratoare. Nu încercați niciodată să vă suprimați gândurile. Gândurile suprimate sunt periculoase pentru că se depozitează în mintea subconștientă sub formă de semințe.
ori de câte ori controlul conștient va fi slăbit, se vor manifesta la suprafață ca niște explozii. De aceea dorințele negative ar trebui înlocuite cu cele pozitive sau, mai bine zis, ridicate la rang de sublim prin raționament analitic și necooperare cu ele. Lumina risipește întunericul. La fel se întâmplă și în cazul gândurilor. Fiecare gând sublim superior este precum o rază de lumină care curăță norii întunecați de gânduri rele. Sentimentele din spatele gândurilor noastre, precum și acțiunile, sunt foarte importante. Ele ar trebui să fie pure, sublime și constructive. Sentimentele și impulsurile inferioare, impure, trebuie evitate, respinse, transmutate, sublimate și spiritualizate. Toate bune și frumoase până aici, numai că mintea noastră are o mare problemă. Știți care este aceea? Deși recunoaște consecințele tuturor faptelor sale, nu poate rezista ispitelor. Cucerirea minții este mai dificilă decât cucerirea lumii. Singurul mod în care poate fi îmblânzită și supusă este printr-o iubire superioară mai înaltă și mai nobilă decât dragostea pentru ademenirile lumești. Această iubire este atât de dulce, transcendentă și captivantă, încât mintea își pierde automat natura șovăitoare și devine complet calmă. Meditația spirituală regulată este focul în care gândurile și impulsurile neplăcute pot fi arse și este cel mai rapid și cel mai bun mod de a cultiva pacea și echilibrul mental. În procesul de înțărcare a minții de la sânul gândurilor vicioase și de a o fixa, repetarea unei mantre bine construită de echilibrare a lumii noastre inferioare poate face adevărate minuni. Meditația este o forță spirituală dinamică, un antidot excelent care contracarează gândurile negative de ură, poftă, mânie, lăcomie și mândrie pentru a le înlocui cu gânduri pozitive de smerenie, puritate, bunătate și iubire. Când meditația devine o obișnuință, un fel de a doua noastră natură, mintea devine mai puternică și va avea suficientă energie ca să reziste tentației gândurilor inferioare, destructive. Treptat și imperceptibil, efectul spiritual al meditației ne va transforma și sublima gândurile care se vor reflecta spontan asupra feței noastre, mediului, acțiunilor, obiceiurilor, caracterului și destinului nostru. Astfel, în mintea noastră se vor forma căi noi, mai nobile și spirituale, care, încet, dar sigur, ne vor pregăti pentru atingerea conștiinței existenței divine. Dumnezeu locuiește în inimile noastre și singura modalitate de a ne închina Lui este prin cultivarea gândurilor sublime. Odată cu practica regulată a meditației, undele de gândire se topesc în acea liniște perfectă a minții, iar sufletul strălucește. Pentru practicarea meditației, tăcerea, singurătatea, regularitatea, îndrumarea și compania sufletelor trezite și iluminate sunt esențiale. Vă invit să conștientizați că gândurile sunt mijloacele de exteriorizare și obiectivare ale universului. Ce vreau să spun cu asta? Gândurile se activează și se exprimă în noi prin folosirea cuvintelor eu și al meu. Când gândurile noastre sunt spiritualizate prin meditație, conștiința egoului este transmutată în conștiință divină, iar mintea noastră lucrează în ton cu voința divină și ca instrument al acesteia. Este nevoie de hotărâre și efort persistent pentru a ne construi caracterul dorit, factor decisiv de altfel în rezolvarea tuturor problemelor vieții. De caracterul nostru depinde clădirea sau distrugerea vieții. Circumstanțele, mediul și soarta sunt materializarea propriilor noastre gânduri și n-avem dreptul să plasăm vina pentru suferințele noastre în cârca altora. Gândurile sunt cauza sau semințele tuturor acțiunilor noastre fizice, emoțiilor și impulsurilor. Dacă vrem să ne schimbăm viața, caracterul și soarta,
trebuie să atacăm chiar la rădăcină și să ne transformăm gândurile, îmbunătățindu-le prin sublimarea conștiinței noastre, ridicarea vibrației, credința în Dumnezeu și compania altor suflete luminate. Mai trebuie să știți că gândurile nu au putere în sine. Ele acționează doar ca purtători ai puterii sau canale de putere. Toată puterea aparține divinității. Nu există altă putere. În acest univers există tot felul de puteri, însă toate derivă din marea sursă divină. Puterea divină este infinită și este proiectată și manifestată în univers în diferite feluri. Fiecare particulă a cosmosului posedă această moștenire a puterii divine într-o măsură deplină și profundă. Când vibrațiile subtile ale gândului trec prin diferite canale ale minții, adică pofta, ego-ul, mânia, lăcomia și atașamentul, ele își pierd din intensitate și putere. Vibrațiile sufletești sunt inițial pure și sublime, însă în timpul tranziției lor spre exterior sunt supuse condițiilor noastre mentale și, prin urmare, sunt influențate, poluate și slăbite. Limitarea puterii se datorează astfel în principal ideilor și concepțiilor noastre depravate, care modifică, depreciază, diminuează, restrâng și obstrucționează fluxul puterii divine infinite. Furnizarea de putere divină în mintea noastră este condiționată și limitată de credința noastră în divinitate. Necredința minții noastre materialiste este un obstacol în calea a fluxului puterii divine, adică gândirea greșită limitează fluxul puterii divine în mintea și corpul nostru. Nivelul de conștientizare a darurilor divine ascunse în noi este direct proporțional cu intensitatea credinței noastre în marea putere divină. Atunci când gândurile și concepțiile sunt sublimate în conștiința noastră, suntem în ton cu voința universală, iar puterea divină începe să curgă prin noi către univers și să ne transformăm în canale profunde ale acesteia. Vibrațiile spirituale extrem de sensibile provin și emană din divinitate și sunt pure și dinamice. Însă, pe măsură ce tranzitează prin interiorul nostru poluat, puterea și puritatea lor sunt diminuate în acest proces de externalizare. Ca atare, cu cât gândurile noastre sunt mai împrăștiate, contaminate și depravate, cu atât devin mai slabe. În schimb, cu cât gândurile noastre sunt mai mult purificate, sublimate și spiritualizate prin concentrare și meditație, cu atât își păstrează mai mult dinamismul spiritual original. Gândul care ne trece prin minte lasă o urmă de neșters printre milioanele de celule ale creierului nostru. Asta înseamnă că oriceea ce dorim să învățăm a face, vom reuși să învățăm doar repetând. Acest lucru se datorează faptului că acei curenți electrici de la nivelul creierului înregistrează tot ceea ce ni se întâmplă prin crearea de căi sau impresii printre celulele noastre. Cu cât se repetă mai des aceleași gânduri și acțiuni, cu atât impresiile devin mai profunde și mai pronunțate. Aceste impresii se acumulează inconștient și constant în computerul nostru mental și ne influențează și modelează ideile, concepțiile și credințele, suma lor totală manifestându-se în comportamentul, obiceiurile, caracterul și personalitatea noastră. Atât virtutea cât și viciul lasă în urmă o influență în mintea noastră, bună-rea, care nu poate fi niciodată anulată. Această cicatrice a influenței este atât de puternic încorporată în mintea subconștientă, încât este în întregime dusă înainte prin vieți, naștere după naștere, și modelează destinul omului pentru a dovedi legea semănatului și culesului. Obișnuim să ne scuzăm după fiecare nouă abatere și ne spunem în sinea noastră că nu o vom pune la număr.
Ei bine, poate că nu o numărăm noi, însă este totuși numărată în computerul nostru mental, adânc inoculată în celulele sale nervoase, iar fibrele, moleculele și electronii din conștiința noastră subtilă o vor înregistra și stoca în pliurile noastre pentru a fi folosită împotriva noastră atunci când ne va apărea următoarea ispită în minte. Suflete cu minți și corpuri. Omul țese necontenit un înveliș bun sau rău în jurul său, prin propriile sale gânduri și acțiuni, precum un vierme de mătase, modelându-și astfel propria soartă și propriul destin. Gândurile au o putere extraordinară care poate fi dezvoltată la infinit prin repetiție, contemplare, concentrare și meditație. De aceea vă invit să îndrăzniți să fiți înțelepți și să deveniți stăpânii minții voastre. Doar astfel veți reuși să controlați puterea gândurilor și să vă construiți cu ajutorul ei o viață mai fericită. Legea semănatului și culesului, una dintre cele 12 legi spirituale ale Universului, ne confirmă că putem face minuni cu gândurile noastre. Seamănă un gând și vei culege o idee. Seamănă o idee și vei culege o acțiune. Seamănă o acțiune și vei culege un obicei. Seamănă un obicei și vei culege un caracter. Seamănă un caracter și vei culege o soartă. Seamănă o soartă și vei culege un destin. Ne oprim astăzi aici în analizarea lumii gândurilor. În partea a doua vom vorbi despre marea înțelepciune universală. Mintea universală lucrează în toate mințile noastre. Ni se pare că avem o minte, pentru că o confundăm cu individualitatea noastră din cauza acelui sentiment de separare, de izolare, pe care îl resimțim în acest plan material, însă numai până la momentul când, prin activarea deplină a conștiinței sufletului, vom reuși să scăpăm de acest sentiment ce ne tulbură existența. Îndrăzniți așadar să vă activați conștiința sufletului și să vă bucurați de sănătate, prosperitate și fericire. Sursa de motivație zilnică vă spune pe curând și fiți binecuvântați cu multă energie pozitivă. Dacă dorești să te numeri și tu printre cei care sprijină din toată inima lor activitatea canalului Sursa de Motivație Zilnică, găsești mai jos în descrierea acestui episod 5 modalități prin care o poți face. Îți mulțumim!